V-am promis că ne întoarcem foarte repede din scurta pauză de publicitate și dacă nu ați reușit din diverse motive să fiți alături de noi în prima parte a emisiunii, vă spun că invitata mea din această ediție este doamna profesor universitar dr. Doina Zoică. Este medic primar epidemiologic și președinta Societății Române de Epidemiologie. Iată, discutam noi despre colectivitate, pentru că și acolo cele mai multe cazuri vin din colectivitate, da, în rândul copiilor. La noi, adulții, mai frecventăm locuri aglomerate, mai mijloace de transport în comun, avem alte probleme. Da, să știți că, într-adevăr, această colectivitate a preșcolarului, a școlarului și chiar a școlarului mai mare implică niște riscuri de transmitere acestor virusuri respiratorii, indiferent care sunt ele, pentru că sunt vreo 200 de virusuri respiratorii. Nu ne infectăm chiar cu 200, Doamne ferește, dar este o circulație, mai ales în perioadele acestea, și este o schimbare, dacă vreți, de paradigmă medicală, pentru că sunt, cum spuneam, de virusul respirator sincițial, nu sunt afectați numai copiii acum, sunt și adulții, și vârstnici. Și vă spuneam, sistemele acestea de igienă a aerului în sălile de joacă, de școală, dormit, de clasă, chiar în unitățile academice, pentru că și acolo este o colectivitate mare, și vedeți, lucrurile acestea se completează. Ce este greu de asigurat, adică cei care coordonează învățământul să țină cont de recomandările medicilor, să țină cont de recomandările specialiștilor, a pneumologilor, a epidemiologilor, a igieniștilor. Sunt sisteme, în momentul de față, de igienă aerului care pot fi instalate în sălile acestea de învățat pentru copii, unde mulți se aglomerează. De ce? Pentru că se îmbolnăvește copilul care e la școală, se duce acasă, își îmbolnăvește familia, frățiorul mai mic sau fratele mai mare, ceea ce e o povară în plus pentru părinți, sau chiar îmbolnăvește pe vârstnicii care sunt în familie, care au o susceptibilitate foarte mare, sau chiar adulții, care trebuie să ducă la servici. Și tratamentele nu sunt tocmai ieftine. Deci nu e numai vorba de asta, e vorba de faptul că boala în sine, că e ușoară, că e medie, că e gravă, este un dezechilibru care ne scoate din cursul obișnuit. Am spus inițial că nu sunt o adeptă a imunomodulatoarelor acestora chimice, agresive, izoprinozină și alte imunomodulatoare, decât dacă într-adevăr sunt necesare. Dar în rest, la populația obișnuită, sănătoasă, sau la copii care nu au o patologie specială, respiratorii sau de altă natură, da, sunt de acord cu imunomodularea naturală. Și dumneavoastră vorbeați de cătină, de sirop de cătină, orice mămică se poate duce în piață să cumpere cătină, amestecă cu miere de albine. Sunt foarte multe astfel de preparate naturale, fructele. Noi, ca și români, nu avem o tradiție în consumul de fructe crude, nu neapărat trebuie să le fierbem sau să facem neapărat prăjituri din ele, pur și simplu fructul care concentrează vitaminele acestea, pentru că, în esență, acești agenți patogeni, dacă vor întâlni o poartă de intrare, spunem noi, cea respiratorie, a mucoasei respiratorii, faringiene în special, cât de cât sau compatibilă de a se apăra, atunci sigur că mai rar o să întâlnim situații în care toată familia este bolnavă. Foarte frecvent am văzut, sunt copii cu hipertrofie amigdaliene, așa sunt ei, deci asta nu este un defect, dar este o particularitate, ei sau cu adenoidite cronice.
ei trebuie menajați și trebuie astfel de îngrijiți prin măsurile acestea generale, nespecifice, în primul rând, pentru că ei au o susceptibilitate mult mai crescută. Și atunci, un ceai cald, o hidratare bună, o igienă a cavității orale, evitarea aceasta aglomerărilor și inhalării unui aer care s-ar putea să fie contaminat în școală sau în afara școlii, în zonele acestea de joacă. Și nu vorbesc numai de copii, vorbesc și de adolescenți și de adulți chiar. Trebuie să ne menajăm. Cine să aibă grijă de noi? Un pic mai multă grijă și atenție. Da. Foarte interesant, am văzut principiile care sunt chiar la studenții noștri care sunt din alte țări. Sunt foarte atenți cu ei, cu sănătatea lor. Se evaluează, se duc, își fac analize sau cer sfatul, ce ar trebui să facă să nu se îmbolnăvească. I-am văzut cu mască la curs. Nimeni nu le-a impus de data aceasta să poarte mască. Și am întrebat de ce purtați mască, sunteți bolnav, în perioada acută? Da. Zice nu, dar suntem într-o colectivitate. Da. Deci singuri fac lucrul acesta. Poate ar trebui să învățăm și noi mai mult să ne protejăm. Pentru că, în esență, în momentul în care trebuie să luăm medicamente sau să stăm acasă sau să tratăm o complicație, deja lucrurile sunt mai neplăcute și sigur că trebuie să fim mai altruiști. Dacă noi ne îmbolnăvim, riscăm să îmbolnăvim și pe ceilalți. Și atunci, și sigur că pe lângă aceste măsuri, fie de imunomodularea naturală, nu bombardăm organismul cu forțat. Substanțe din acestea chimice care chipurile ar crește imunitatea, ci avem acces la preparate din acestea naturale, cu caracter natural. Slavă Domnului, suntem o țară care avem acest patrimoniu de fructe, de legume, de tot ce se poate utiliza în scopul acesta de a ne menține sănătatea, trebuie însă să le consumăm. Asta este o condiție ca totuși să-și facă efectul. Pe lângă acestea vine aportul vaccinării la momentul când trebuie. Eu nu spun că la cel care nu trebuie neapărat să-l vaccinăm. Nu. De aceea sunt recomandări de vaccinare. Dar în principiu, în acest sezon, mai ales pentru gripă, mai există vaccinarea antipneumococică. Apropo de vaccinarea vârstnicilor, antipneumococic, sunt preparate vaccinale performante la acest moment. Dar urma să vă întreb despre schema aceasta de vaccinare, pentru că bebelușul încă din spital, încă din primele ore de viață, primește vaccin. Vaccinul antihepatită B, da, care este foarte util încă în România. Apoi la 2 luni... Și BCG-ul, da, încă îl facem, pentru că, din nefericire, România este pe un trend descendent ca număr de cazuri de tuberculoză, dar încă avem cazuri de tuberculoză și atunci copiii trebuie protejați înainte de a intra în colectivitatea din familie, unde nu știm cine poate să fie cel care poate să transmită acest micobacterium tuberculozei. Și după aceea, la 2 luni, nu vă îngroziți, sunt preparate de foarte bună calitate, hexavalent, diftero, tetano, pertussis, polio, hemofilus, hepatitic B, care se face într-o singură injecție, este un singur preparat. Nu vă alertați pentru că nu supra-solicită sistemul imun al copilului. Singura mențiune este să vă asigurați că e bine copilul din punct de vedere... Medicul stabilește și momentul, starea de sănătate a copilului. Starea de sănătate și numai în situația în care certifică faptul că poate fi făcut vaccinul, atunci se face, nimeni nu face
atunci când este o contraindicație din aceasta temporară, uh-huh, bineînțeles, sau contraindică și ulterior când, să zicem, starea de viroza respiratorie sau altă patologie trece, sigur se recuperează și se face doza. Uh-huh. E foarte util, foarte util, pentru că este o schemă care trebuie respectată ca să putem să antrenăm sistemul imun, de ce facem, ca să generăm acea imunitate adaptativă. Sună foarte frumos și e foarte relevant ce înseamnă imunitate adaptativă. Adică oricând ne vom întâlni cu acești agenți patogeni, inevitabil ne putem întâlni oricând în cursul vieții, da, să fim, să zicem, sistemul nostru imun să fie pregătit, apărat, și de aceea la 2 luni facem, asociat cu pneumococicul, cu 13 valențe, care eu țin foarte mult la preparatul acesta vaccinal, și eu fiind de o anumită vârstă m-am vaccinat antipneumococic, iar ulterior copilul la 4 luni urmează aceeași schemă, hexavalent cu pneumococic. La 11 luni facem a treia serie de vaccin hexavalent cu pneumococic. O să spuneți, da, de ce trebuie așa de mult? Pentru că ne așteptăm ca ulterior să intrăm într-un stand-by vis-a-vis de administrarea preparatelor vaccinale, pentru că deja am asigurat acest mecanism de imunitate adaptativă. Noi nu facem decât să ajutăm sistemul imun, nu-l biciuim, nu-l supra-solicităm, îl ajutăm ca să fie compatibil și să reducem riscurile. La un an, un vaccin foarte important, care părinții au o reticență și nu înțeleg de ce, poate n-am suficient, noi n-am explicat, n-am fost alături de ei, rujeolă, rubeolă, parotidită. Părinții trebuie să înțeleagă că rujeola, iată, în România este o reemergență a rujeolei, din păcate. Și cazuri destul de foarte multe. Suntem în pragul unei noi epidemii de rujeolă, cum am avut în anii 2016 până 2018, unde au și murit și copii și adulți de rujeolă. Deci aceste microorganisme nu ne iartă, să știți, nu ne iartă indiferența, nu ne iartă ignoranța, primitivismul, ne atacă și noi trebuie să fim pregătiți să nu... Dar mai au o șansă pe la 5 ani, din ce știu eu, trebuie să le facă... Și, sigur, ulterior se face o doză booster, cum ar fi, la 5 ani, de rujeolă, rubeolă, parotidită, la 6 ani diftero, tetano, polio, și la 14 ani diftero, tetano, pertussis. Mm-hmm. Și am o mare dorință din suflet ca programul nostru de vaccinare, sigur, cu toate rigorile de compensare, gratuitate, să mai conțină și vaccinul antivaricelă. Da, și aș mai adăuga anti-HPV, pentru că, iată... Discuți superat de HPV, că HPV-ul este așa ca un fel de... Cenușăreasă. Nu, din potrivă, este diamantul coroanei HPV-ul, care și populația a înțeles în sfârșit, după niște campanii eșuate, a înțeles cât de util e HPV, și spuneam difteră, tetanul, pertussis la 14 ani, și dorința mea profesională este să avem în programul național de vaccinare vaccinarea antivaricelă. Pentru ce să sufere copiii varicelă, să-i mănânce pielea, să facă cicatrici după leziunile respective? Și cel care a făcut varicelă în copilărie are toate șansele să facă zona zoster când este adult, pentru că este un virus care rămâne cantonat în organism și ne pune în dificultate când scade imunitatea pe parcursul vieții de alte cauze. Și cu un pic de stres, cum avem noi. Mă rog, stresul e o discuție foarte amplă, și îmi doresc foarte mult adolescenții
nu neapărat copiii, cum în primul an de viață sau ulterior, dar adolescenții să fie vaccinați antimeningococic. Să nu se mai întâmple drame cum s-au întâmplat cu infecții meningococice din acestea la adolescenți, în special de tip invaziv, care, sigur, rare, dar ne-a durut sufletul că s-au pierdut niște copii care aveau toate șansele să trăiască. Da. Și pe parcursul vieții, pentru că vorbim despre vaccinarea pe parcursul vieții, din 10 în 10 ani, haideți să fim și noi civilizați, să ne vaccinăm din 10 în 10 ani împotriva difteriei, dar mai ales împotriva tetanosului, difterotetanopertussis, pentru că tusea convulsivă nu mai este numai boala copiilor, tusea măgărească. Da, este pentru... O întâlnim, din păcate, și la adulți și mai ales la ce adulți? Adulții cu afecțiuni cronice și mai ales cei cu afecțiuni pulmonare cronice, care fac recidive din acestea, BPOC, astm bronșic, tot felul de afecțiuni din acestea cronice pulmonare, sechele după o tuberculoză pulmonară, sarcoidoză, sunt foarte multe boli cronice pulmonare, din păcate, și foarte mulți suferă și îi protejăm așa. Vaccinarea antipneumococică la adultul cu comorbidități, cu boli cardiovasculare, vaccinarea vârstnicului, imunosenescența este o realitate. Vârstnicul este ca un copil, noi trebuie să-l protejăm, pentru că este păcat să se piardă din cauza unei boli pe care suntem conștienți că putem să o prevenim din timp, inclusiv prin a-i proteja față de cei care ar putea să-i infecteze, adică noi din jur. Este acea strategie de tip cocun și pentru copii și pentru vârstnici. Noi toți ne vaccinăm în jur ca să-i protejăm pe cei care sunt vulnerabili. Și atât că dacă pentru virusuri avem cumva act de cojocul lor, pentru bacterii e un pic mai dificil și mă gândesc aici la streptococ, pentru că acum am auzit streptococcus pneumonie, avem, da, vaccin antipneumococic. Sunt foarte multe cazuri în perioada asta. Beta-hemolitic, da, grupa, da, adică angine streptococice, pultacei sau scarlatină, uh-huh, în colectivități de copii. Da, streptococul este o realitate, nu este o banalitate, că într-un fel, apropo de asta, discutam cu studenții mei, da, suntem obișnuiți vis-a-vis de infecția streptococică. Infecția streptococică trebuie serios manageriată, da, da, medical și tratată, pentru că riscurile unor complicații tardive nesupurative, ulterioare, cum ar fi glomerulonefrita post-streptococică, în special, acum mai puțin, cardita post-streptococică sau reumatismul articular acut, încă sunt cazuri, dar nu foarte multe, din fericire, dar glomerulonefrita post-streptococică poate să pună probleme. Și atunci o așa zisă banală angină streptococică trebuie să o tratăm cu antibioticul care trebuie, cât trebuie, și la momentul oportun. De aceea cele extrudate făcute la timp și... Da, eu aș zice că la astfel de episoade populația să se adreseze medicului, da, da, pentru că el poate estima dacă este oportun tratamentul cu antibiotice, că și la capitolul ăsta suntem un pic... codașii Europei, dăm prea multe antibiotice când nu trebuie, dar dacă trebuie și este vorba de o angină streptococică, mai ales în perioada aceasta e posibil recrudescența aceasta a infecției cu streptococ beta-hemolitic, timpul în interval cu antibioticul care trebuie, pentru că antibiotice sunt multe, dacă le luăm după ureche
vom crea rezistență la antibiotice, la tulpinile, microorganismele circulante și nu rezolvăm nimic. Și monitorizarea, sigur, am auzit chiar în ultimul timp mulți adolescenți angine pultacee, angine streptococice, care trebuie tratate și trebuie făcut diagnosticul diferențial cu mononucleoza infecțioasă, care este altceva și nu este cazul de făcut tratament. Dar ziceați că aici există vaccin pentru zona aceasta? Nu, pentru streptococul beta-hemolitic nu este. Nici nu va fi, pentru că există anumite particularități, foarte multe tulpini, vaccinurile care au fost obținute s-au dovedit că nu sunt imunogene de lungă durată și atunci nu s-au mai. Și la antibiotice e o discuție întreagă, pentru că iată sunt unele categorii care lipsesc din farmacii cu adrese pentru anumite afecțiuni, boli, dar se dau sincope, cu sincopele pieței farmaceutice, nu? Nu numai în România se întâmplă, din ceea ce știu. Sigur, mai acut, pentru că o simțim pe pielea noastră, dar în principiu orice antibiotic nu trebuie administrat fără recomandarea medicului, și farmaciile nu eliberează antibioticul fără recomandarea medicului. Ar fi ideal să se întâmple asta. Iar dacă o fac, o fac pentru un interval foarte, foarte scurt de timp, să zicem într-o situație de urgență, dar tot cu cântărirea, dacă trebuie sau nu trebuie. În principiu, medicul trebuie să stabilească oportunitatea, doza, tipul de antibiotic. Sunt o groază de antibiotice care trebuie bine administrate. Și iată, este într-adevăr o paletă foarte largă de vaccinuri care pot fi administrate pe principiul acesta, vaccinarea pe tot parcursul vieții, atunci când trebuie, pentru cine trebuie și la momentul care trebuie. Deținut aproape cu medicul de familie aici. Sigur. De urmat așa. Și să știți că noi facem atestat de vaccinologie tocmai pentru ca să fie mult mai disponibilă informația legată de vaccin, inclusiv pentru colegii clinicieni din alte specialități. Și avem la atestatul acesta înscris și am pus limită 30, dar vom face o a doua serie din februarie, pentru că își doresc să facă mai mulți acest atestat și avem clinicieni de alte specialități, pentru că iată, este un pacient cu o afecțiune reumatismală cronică de tip autoimun. Își întreabă specialistul, oare eu pot să-mi fac vaccinul, de exemplu, antigripal sau vaccinul cutare, pentru că plec într-o zonă din aceasta exotică și așa mai departe. Deci el de ce trebuie să caute pe internet când poate chiar medicul lui, care îl monitorizează pentru boala lui de bază, să-i dea recomandarea sau să-l sfătuiască și să evite, să zicem, incertitudinea sau senzația că vreau să aflu și nu am de la cine. Și iată că avem la atestat medici de diverse specialități. Nu-i neapărat nevoie ca ei să facă vaccinarea, ci ei să fie cei care cunosc recomandările, consiliază pacientul lor ce vaccinuri ar trebui să facă, când ar trebui să facă, și atunci lucrurile acestea nu mai devin tabu, că numai dintr-un singur loc pot să aflu despre vaccinuri. Rămâne medicul de familie un bun sfătuitor și consiliator al pacientului, epidemiologul, medicul de familie, pediatrul, infecționistul, dar pe lângă noi sunt toți ceilalți colegi care și ei pot să dobândească aceste cunoștințe care sunt
Fascinante. A fost o emisiune foarte interesantă și un dialog, cred că, foarte bun pentru cei de acasă, pentru că, iată, sunt informații pe care trebuie să le știm și să le avem la cunoștință, să zic așa. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru că v-ați făcut timp și ați venit aici. Știu că sunteți presată de foarte multe alte activități, dar apreciem că sunteți aici. Mulțumesc. În această seară. Oricând. Cu mare drag. Doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și până miercurea viitoare aveți grijă de dumneavoastră. Pe curând!